Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în ultima perioadă și oameni care își doresc să se implice mai mult în comunitatea din care fac parte, iar în acest an știm cu toții că este unul atipic din foarte multe puncte de vedere, inclusiv din cel electoral. Încercăm să aflăm cât mai multe de la acești oameni pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, pentru a vă fi mai ușor până la urmă să cerneți așa toate informațiile și să luați o decizie la un moment dat. Astăzi discutăm despre Simeria, despre ceea ce se întâmplă aici și ne vom canaliza atenția mai mult asupra educației, pentru că este esențială, mai ales în această perioadă, în acești ani care sunt destul de critici din acest punct de vedere. Se fac investiții în infrastructura școlară și așa mai departe, însă mai contează foarte mult și activitățile pe care acești copii le desfășoară în cadrul unităților de învățământ. Mai contează și calitatea umană și calitatea profesională a dascălilor, bineînțeles, și încercăm să vedem care sunt factorii care se pot implica mai mult în dezvoltarea acestei ramuri. Astăzi alături de mine este domnul Emil Râșteiu, candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Râșteiu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și domnul profesor Marius Stage, candidat PNL pentru funcția de consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit. Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. Educația ar trebui să stea cumva la baza unei societăți pe care ne dorim cu toții, pentru că fiecare dintre noi clamăm acest lucru, vrem o generație sau generații cât mai educate, generații de tineri care să se implice, generații de tineri care să aibă până la urmă și un discurs coerent. Lucrurile s-au schimbat, din păcate, în ultimii ani și cred că aici domnul Stage poate să confirme acest lucru. Și la nivel național se încearcă cumva să se găsească cauzele acestei probleme, care este destul de complicată. Într-adevăr, avem în continuare elevi excepționali, elevi care au reușit să treacă dincolo de granițele țării, în sensul că au obținut și obțin în continuare performanță la anumite discipline școlare, dar trebuie să ne canalizăm cumva atenția și asupra celor care nu reușesc din vari motive, fie provin din anumite familii care nu au venituri atât de mari și educația înseamnă până la urmă și bani. Da, este adevărat. În învățământ, la fel ca și în întreaga societate, lucrurile stau puțin diferit față de cum stăteau în urmă cu mai mulți ani și noi a trebuit să ne pliem cumva pe realitățile prezente, realitățile concrete. Degeaba ne-am vrea să ne desfășurăm noi activitatea altfel, pentru că am fi ieșiți din context. De aceea s-au făcut niște studii pentru a afla exact unde suntem și să încercăm să acționăm în sensul dezvoltării fiecărui domeniu în parte. Știți foarte bine că elevii au diferite înclinații, unii spre latura umanistă, unii spre latura tehnică, unii spre latura sportivă, artistică, vocațională, și atunci a trebuit la fiecare să-i găsim punctul forte, să accentuăm asupra lui, poate reușim să îl facem foarte cunoscut pe respectivul elev, dar și la cei care au unele puncte mai puțin dezvoltate să le aducem la un nivel acceptabil pentru societate. Până la urmă, acolo vor ajunge. La un nivel acceptabil și până una alta să nu uităm că mai sunt unii părinți care cumva forțează nota atunci când vine vorba despre copilul lui. Este bineînțeles cumva firesc să-ți dorești mai mult pentru copilul tău, dar dacă acel copil are inclinații artistice sau sportive, cred că ar fi mult mai indicat să îl sprijini și să îl îndrumi spre acel domeniu. Nu să forțezi nota prea tare, pentru că, nu știu, sunt rezultate bune în acest sens, că aveți experiență de zeci de ani în învățământ. Să intru în conflict cu nimeni, cred că și părinții ar trebui să aibă
mult mai multă încredere în cadre didactice și în special în psihologii școlari, care au menirea să-i ajute în orientarea școlară și profesională a propriilor copii. Și împreună să-i creadă că sunt specialiști în acest domeniu și împreună să cadă de acord asupra ce este mai bine pentru copilul lor. Asta și noi suntem tot un fel de părinți ai lor. Practic continuați ceea ce se începe, nu? Exact. Acasă. Nu degeaba se spune despre cei 7 ani de acasă că sunt foarte importanți. Dumneavoastră aveți menirea să continuați. Acolo e ponderea educației în familie, acolo trebuie să vină cu, așa cum ați spus, cu cei 7 ani de acasă. La școală beneficiază, ar trebui să beneficieze, cel puțin din punctul nostru de vedere, și beneficiază de mai multă instrucție. Bineînțeles, nu putem lăsa deoparte latura educativă a învățământului. Cum este și firesc. Domnule Râșteiu, ne-ați adus astăzi o carte, pentru că tot vorbim despre educație, Paradigma proiectării, construcției și administrării eficiente a bugetelor de timp școlar și extrașcolar în scopul creșterii performanței școlare și dezvoltării personale. Aceasta este cartea. O să vă las pe dumneavoastră să ne explicați, să le explicați celor care ne urmăresc mai mult despre această carte care, din câte am răsfoit-o așa puțin înainte de emisiune, conține foarte multe informații, foarte multe date statistice pe care le-ați realizat și cred că întrebarea firească este de ce a fost nevoie de astfel de date statistice să le culegeți, pentru că este o carte destul de stufoasă. Sunt foarte multe informații aici pe care le-ați transcris în acest volum și o să vă dau cuvântul acum să ne explicați mai multe despre această carte. După cum ați văzut, este editată în 2020. Așa s-a ajuns să fie editată în perioada începutului pandemiei. Practic n-am putut să o punem în valoare cu adevărat. Este un studiu făcut în perioada 2018-2019. A trebuit să spunem că inițiatorul proiectului și coordonatorul general au fost la acea vreme Consiliul Local Simeria și Primăria orașului Simeria, în acea perioadă în care erați primar al orașului. Da, cu sprijinul major a domnului profesor Blaga Eugen Fiertat, a decedat între timp, un profesor emerit, un om de mare valoare, cetățean de onoare al orașului Simeria, care a venit în sprijinul nostru, răspunzând până la urmă multor întrebări pe care le puneam, ce ar trebui să facem să sprijinim mai mult educația copiilor din orașul nostru. De aici a pornit ideea, înainte de a veni cu niște idei, să facem un studiu și s-a ajuns la intervievarea aproape a tuturor copiilor, aproape a tuturor părinților și cel puțin jumătate din profesorii din colegiul, sau mă rog, din liceul Angel Salini, toate structurile de învățământ au fost intervievate în așa fel încât să ne dăm seama unde suntem și ce am putea să facem să sprijinim educația cu pârghiile pe care le aveam noi la dispoziție ca autoritate locală, pentru că noi, nu, ca autoritate locală, nu putem intra în educația pe care o dau părinții acasă, nu putem intra în educația și valorile pe care le oferă școala. În schimb, să veniți cumva în completare. În completare și până la urmă, ideea de bază este individul, copilul, trebuie să fie sprijinit din 3 direcții. Până la urmă ar putea să fie și altele, dar 3 direcții principale: familia, școala și autoritatea locală. Într-un triunghi, dar nu constrâns în triunghi, ci susținut într-un triunghi, care să-i pună în valoare până la urmă copilului ceea ce este el, direcția în care este el valoros. Chiar la început am emis niște ipoteze. Cum ne gândeam noi că stau lucrurile din punct de vedere al învățământului, din punct de vedere al educației, a factorilor care influențează educația copiilor, unele dintre ele s-au validat, altele nu s-au validat. Noi aveam percepții greșite asupra anumitor lucruri. Ca exemplu, că dacă familia este numeroasă, atunci timpul liber al elevului este necorespunzător utilizat. Lucrurile nu stau așa.
sau dacă spațiile de din locuință sunt mici, copilul nu poate să învețe. Iarăși v-ați înșelat? Da, ne-am înșelat. Avem trei ipoteze importante pe care s-a dovedit că nu era ceea ce credeam noi și nu trebuia să intervenim în zona asta efectivă, ci pur și simplu să ne adaptăm la ceea ce oferă ce posibilități are orașul de a susține educația complementară, că la asta ne referim, educația adusă prin cluburile, Centrul Cultural și Clubul Sportiv și prin a susține activitățile de after school, de a-l ține pe copil într-o activitate suplimentară într-un spațiu adecvat educațional. Am primit prin această carte niște informații extraordinare care, bineînțeles, ne-am sfătuit și cu inspectoratul școlar și cu dascălii din colegiu. Inspectoratul școlar, la un moment dat, a fost, încântat de ceea ce ar putea să producă o astfel de analiză și a și spus că dacă lucrurile merg în regulă, dacă se dovedește a fi benefic, o să încerce să implementeze și în alte locații. Un lucru foarte important pe care l-am perceput din acest studiu este că între 70 și 75% din părinți își doresc să li se furnizeze informații cu privire la ce ar trebui să facă copilul lor. Dar în același timp... Cine să le furnizeze aceste informații? În același timp, nerecunoscute în mod personal. Adică părintele își dorește să primească informații, să ducă copilul acolo unde este mai potrivit pentru el, dar există și acel orgoliu de a nu recunoaște că nu are... nu știe foarte bine cum să... Nu știe foarte bine să-l dirigeze pe copil. Nu, de aici trebuia să... O primă acțiune ar fi, sau a fost și ar fi, să încurajăm pe părinți să accepte discuțiile care le au cu dirigintele, cu învățătorul, cu profesorii de matematică, de română, profesorii care are la clasă copilul, să îi accepte acele informații pe care le dă școala, și din clubul sportiv sau din centrul cultural, în așa fel încât, bineînțeles, părintele trebuie să ia decizia, dar să accepte, să recunoască și eu ca și părinte, tot timpul mi-am dorit să-mi spună cineva, băi, niște informații despre fetele mele, ce ar trebui să fac, înspre ce sunt înclinate. Asta nu este o rușine, mai ales că noi suntem, ca și societate, în ultima perioadă, suntem foarte preocupați de o mulțime de lucruri, de multe ori scăpăm lucrurile esențiale și esențial este ceea ce ține de viitorul copiilor noștri. Mai sunt o parte din părinți la care v-ați referit chiar la început, undeva între 3 și 6% care sau familii, nu, că intervin aici și bunicii și frați, surori, părinți. Și sunt unii copii care sunt în grija bunicilor. Da, poate părinții sunt plecați și atunci este firesc să răspundă ei pentru... Așa, o încrâncenare de a forța foarte mult copilul să învețe în continuu, să pregătească. Îi dau ore peste ore și fac meditații peste meditații. De nu mai are nimeni voie să se atingă de copilul lor, că știu... Dar am ajuns la concluzia că este foarte greu să intervii în zona asta. Deci aceste familii sunt foarte greu abordabile și atunci trebuie găsite alte mijloace, să spunem așa, de a influența într-un fel sau altul mersul copiilor sau, până la urmă, dorința lor, nu are rost să ne băgăm noi cu bocancii în ideea lor de educare a copiilor. Că doar că dispuși să ajutați doar că acolo unde există o barieră, e greu să treci. Da, doar să oferim niște oportunități și atunci lucrurile să evolueze în mod natural. Aici este bine totuși că
aceste familii sunt din zona de confort financiar, acolo unde nu au o problemă de a interveni cu ore suplimentare, meditații suplimentare pentru copiilor și atunci una peste alta, până la urmă, noi ne dorim, adică sperăm că reușesc să rezolve problemele, doar că este foarte important noi ca și autoritate locală să intervenim și să sprijinim și cu bani, dar și cu atitudine. Eu de foarte multe ori încercam să le dau un exemplu copiilor că o femeie, unul din exemplele pe care le dădeam, o femeie de servici, o femeie care mătură strada, dacă mătură bine, trebuie respectată și poate fi un om respectat în oraș pentru că mătură foarte bine strada. Deci nu trebuie să analizăm numai că dacă ești inginer sau doctor, ești vedeți o persoană... Vedeți că societatea asta noastră am fost cumva crescuți mare parte dintre generațiile acestea. Vezi, dacă nu înveți, vei ajunge să mături strada. Dacă nu înveți, vei ajunge ospătar. Dacă nu înveți, deși a fi ospătar... Ospătar este bun. Exact un ospătar mult, asta înseamnă foarte multă muncă în spate, da. Școli, investiții pentru a ajunge un bun ospătar. Lucru care undeva ne-a scăpat, cred că, de sub control. La fel cum dacă nu ești cu minte, vine medicul, vine polițistul și așa mai departe. Și atunci aceste lucruri se împământenesc cumva foarte bine în mintea copiilor și ajung la un moment dat în viața de adolescent, adult, să aibă alte opinii total greșite. Da. Și fiecare meserie, fiecare profesie este de apreciat, indiferent... care este ea? De aici trebuie să pornim. De aici, că până la urmă fiecare își dorește să copilul lui să fie un om respectat în societate. Poate să fie respectat în societate și ca un mecanic bun, un electrician bun. Apreciat. Da, chiar foarte apreciat. Și în același timp să fii exclus de societate, ai terminat o facultate de medicină, unde ai învățat foarte mult și toată lumea se uită strâmb la tine sau nu ești, poate că nu-ți faci meseria cu drag și atunci, chiar dacă ești un bun profesionist, dacă nu ți-o faci cu drag, ajungi într-o zonă din asta în care lumea te ocolește. De aceea cântarul trebuie folosit, cântarul cel mai bun în a fi respectat sau nu în societate, nu doar pe idei preconcepute, un pic rezultate și din perioada comunistă, unde atunci se implementau niște lucruri în mintea copiilor, în mintea populației în general, care se dovedesc că încă mai au, chiar dacă au trecut 30 de ani, încă mai au reminiscențe în societate. Eu am avut până la urmă o dezbatere consistentă, că acum deviem un pic, am avut o dezbatere consistentă cu un profesor care se plângea că vin copiii la liceu fără cunoștințele minime, că ei nu pot să facă nu știu ce teoria nu știu, strunjirii sau teoria vașchierii cu copii care nu știu tabla mulțirii sau nu știu să facă o adunare cu mai multe la numere cu mai multe cifre. Și atunci a zis domnul profesor, este adevărat că dacă vine copilul, așa cum spuneți dumneavoastră, nepregătit, în clasa 9, el ajunge să termine clasa 12. Da, că nu avem ce face, că e mai sprijinit, că așa. Deci, dar tot nu, până în clasa 12, nu avansează, nu tot nu avansează. Exact. Păi zic, dacă tot merg 4 ani, ori câte, 8 luni în care se fac ce școală, 7-8 luni în care se face școală, îți dai seama câte luni pierdute îs pentru acel copil. De ce nu vă apucați voi? Până la urmă, profesorul de matematică oricum îl trece clasa, chiar dacă nu știe integralele de clasa 9, 10, nu mai știu ce se face în liceu. Dar profesorul de matematică, de ce nu îl învață tabla mulțirii? Că până la urmă învață tabla mulțirii până în clasa 12. Decât să tot îl pedepsească și să-l umilească în fața clasei, mai bine să folosească timpul ăla să învețe ceva, alea minime de viață. Dacă într-un trimestru îl înveți
voi de la tehnologie, profesor de tehnologie, dacă voi la tehnologie, într-un trimestru învățați pe copii să schimbe un bec, să pună o priză. În alt trimestru să schimbe o broască la ușă. Îl învățați să taie cu un bonfire. Îl învățați să facă anumite lucruri care țin de viața lui personală. Poate că nu e în programa școlară. Dar dacă tot nu puteți pune în aplicare programa școlară, învățați anumite lucruri pentru viață. Am zis 3 trimestre, 3 lucruri într-un an, ori 4, 12 lucruri, care pentru un băiat, până la urmă, luat așa, cum să zic, la modul simplist, un băiat se căsătorește și nu mai ceartă nevastă sa că bă, tu nu ești în stare să schimbi un bec. Astea sunt lucruri simple, dar care țin de confortul și de viața oamenilor. Pornind de la aceste lucruri și dacă le înțelegem, până la urmă facem pași suplimentari în societate, facem pași în așa fel încât să nu ne mai trezim că după o perioadă consistentă în care un copil de la 7 ani, după ce am plecat de acasă, nu, așa că tot cei 7 ani, de la 7 ani... Acum cred că sunt cam 6, pentru că avem și clasa pregătitoare, da, tot scade. Până la 19 ani, fiecare copil poate să dobândească mai mult sau mai puțin cunoștințe care să-i folosească în viață și să trăiască bine. Până la urmă, din orice meserie, până dacă ți-o faci bine, poți să trăiești bine, să ai un conform, cu un confort, să poți să spui așa, să ai o mulțumire că ai din ce trăi și îți poți crește la rândul tău copii într-un mod sănătos. Faptul că sunt mulți într-o familie, copii mulți într-o familie, aia nu înseamnă că sunt frustrați de a putea să învețe. Asta din ipoteza care noi, pe care l-a realizat, că, da, bă, dacă ei sunt mulți, ei nu pot învăța să ceartă, să unii cu alții, nu este adevărat. A rezultat că nu este așa. Dimpotrivă sunt acolo sunt poate mai organizați și mai responsabili. Învață să se organizeze într-un spațiu de o cameră 4-5 persoane, pe care copiii noștri, care avem 1-2 copii, încă li se pare că 2 camere nu le ajunge. Și atunci au toate lucrurile împrăștiate și când dau de viața reală, îți dau seama că împrăștierea aia îi afectează chiar major câteodată. Pot interveni dascălii mai mult decât se întâmplă acum în prezent vis-a-vis de tot ceea ce spunea domnul Rușteiu puțin mai devreme, să intervin așa, nu să intre cu bocancii cei drept în viața copiilor și a familiilor acestora, ci să facă mai mult la ore pentru acești copii, chiar dacă uneori poate nu pot respecta întru totul acea programă de care spuneați puțin mai devreme. Sigur că pot și chiar asta este și menirea noastră, să îndrumăm și să ducem la absolvire și la realizarea calității de om pentru fiecare elev, indiferent de abilitățile pe care le are în momentul în care intră în școală. Eu vreau să mă refer un pic la triunghiul de care spunea domnul Rișteu. Am fost de-a lungul timpului în fiecare dintre cele 3 vârfuri. Am avut și Flăcău, care a terminat școala la noi și am mai făcut și în continuare, este acum pe picioarele lui electronist la o mare firmă, la Timișoara. Am fost și în celălalt vârf al dascălilor aproape 40 de ani și în funcție de conducere vreo 16 și de vreo 12 ani în cadrul comunității locale, în câteva ture și președinte al Comisiei de Învățământ Cultură. Eu vreau să mă refer la această calitate pentru că aici suntem într-o emisiune din cadrul precampaniei și despre asta aș vrea să spun. Noi a trebuit să venim în întâmpinarea școlii prin crearea unor alternative la educație. Instrucția, cum spuneam, se face la școală, acolo se fac și activități extrașcolare, dar nu au toate dotările necesare, toate spațiile conexe pentru desfășurarea acestor activități. Și atunci, în 2013, cred, nu? Sau când am gândit împreună cu cei care erau atunci în Comisia de Învățământ Cultură și cu domnul primar de atunci,
să înființăm un centru cultural de creație, bine, avea altă denumire atunci, a trecut prin mai multe propuneri de denumire, și un club sportiv cu activități pentru elevii de vârstă școlară și după aceea, când ajung la vârstă, când termină junioratul, să vedem dacă se poate sau nu se poate înființa o echipă la care să participe ei, dacă nu ajung în echipe mai mari. Acestea au fost activitățile extrașcolare care au gândit noi că pot completa educația tinerilor și s-a dovedit în foarte multe rânduri că am avut dreptate. În sensul că cei de la clubul, de la Centrul Cultural de Creație au făcut activități artistice și au spectacole deosebite, apreciate de foarte multă lume. Cei de la clubul sportiv au avut performanțe sportive majore și participări la finale naționale și câștigători de naționale și jucători care au ajuns la echipe foarte mari din țară. Și cel mai probabil a ținut departe și de anumite tentații care sunt categorii, pentru că ei trebuia să vină, violențe și așa mai departe. Ei erau la antrenament, li se solicita să prezinte carnetul de note, să prezinte situația absențelor, antrenorii erau în permanentă legătură cu școala, deci ei nu puteau să facă lucruri neconforme cu calitatea lor de elev. Totul era în legătură și cu toții, tot triunghiul ăsta era bine închegat. V-am spus că au mers copii la echipe FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Utarad. Nume cu greutate în sportul românesc până la urmă. Da. Deci preluați la Simerea, copii în loturile naționale, preluați la Simerea. Fără a mai menționa activitățile care s-au desfășurat aici, inclusiv prezența la nivel de conducere a Federației Române de Fotbal, plus am avut o academie, adică am fost partener cu Academia Udinese, lucru care a fost iarăși foarte util pentru copiii de atunci. Adică au învățat și au văzut ce înseamnă și fotbalul occidental. Și nu numai copiii, și antrenorii, și părinții. Păi stai că nu mai putem intra în stadion, stai că nu putem striga noi ce vrem. Bineînțeles. Aici există activitate disciplină, până la urmă, și pentru cei care sunt în teren, dar și cei care stau categoric în tribună. Și toate aceste activități duc spre îmbunătățirea educației lor. De ce s-au oprit aceste lucruri, dacă într-adevăr au funcționat atât de bine? La Centrul Cultural de Creație este o doamnă manager care a continuat activitățile la un nivel acceptabil, spre bun. La clubul sportiv s-au întâmplat tot felul de lucruri. Colaborarea a fost mai dificilă și între Consiliul Local și Consiliul de Administrație al clubului și între Consiliul Local și primărie, primar, mă rog, și ei au activități, joacă, dar nu mai au performanțele pe care le aveau atunci. Eu aș zice că nu s-a înțeles până la urmă esența acestor beneficiilor acestor entități. Pentru că, da, este important să ajungă copiii la nivel de performanță național. Cei care doar pot. Doar trebuie forțate lucrurile. Se ajunge la performanță dacă baza este consistentă și baza este, cum să zic, bine făcută. Am zis de reminiscențe comuniste care nu au fost benefice. În schimb, acum vin cu un exemplu benefic. Se înființau, erau acele concursuri Daciada. Sportul de masă. Sportul de masă, tocmai în sensul ăsta, era să fie participanți cât mai mulți la activitățile sportive și de acolo, din o mulțime, dintr-o mare de copii, cei care aveau puteau să facă performanță, făceau performanță. Până la urmă, rolul educativ este cel mai important la aceste entități. Eu am două exemple, cum să zic, sau aș vrea să spun chiar trei exemple, în care a rezultat că facem bine ceea ce facem. Deci, odată la o participare a copiilor noștri la un turneu prin Elveția, clubul de la Simera, grupa de copii care a participat de la Simera, a primit premiu. Eu am considerat că este cel mai important. N-a contat că au luat și locul întâi, au luat o cupă, dar o cupă mai mare, au luat premiu de era mai mult decât fair play, de bun comportament, care era o cupă mai mare.
elvețienii apreciau mai mult, și primărimea cupei, apreciau mai mult comportamentul decât rezultatul. Da, au luat locul întâi, le-au dat o cupă de așa. Pentru asta au muncit, doar că mai contează și calitatea umană, dar, pe care dar, au, educația pe care au. Eu am fost foarte mândru când au venit copiii cu acea cupă mai mare decât cea, ei ori știau pe amândouă, mai mare decât cea de performanță sportivă, cea de comportament. Și le-am spus copiilor, le-am arătat, le-am zis, uitați-vă, asta este valoarea voastră de care sunt eu cel mai mândru. Da, felicitări că ați câștigat campionatul, dar ăsta este esențial pentru voi. Un al doilea exemplu este, îmi aduc aminte că eram într-o la o cununie și a venit un părinte și a spus: domnul primar, știți că la clubul sportiv nu știu ce se întâmplă, că, nu știu, iau bătaie la meciuri, erau, mă rog, nu știu ce vrea să-mi spună, că nici n-am fost foarte atent, dar în timp ce spunea, a arătat spre fiul său. Și așa, a îndreptat mâna spre fiul său și eu l-am văzut pe fiul său. Și zic, ia dur pe fiul dumitale încoace. Vine, zic că îți place cum arată băiatul. Bineînțeles, mândru, de un băiat frumos, atletic, se vedea, crescut frumos. Zic, ăsta este rezultatul că a fost, zic, minim 3 ani la clubul sportiv. Păi nu, că a fost 4-5 ani. Zic, uite, ăsta este rezultatul cu adevărat. Nu că o câștigat sau nu un meci. Dar uite-te, este un om pregătit de a merge în viață. Și a terminat. N-a mai... A realizat rapid, de fapt, ce este esențial din aceste și antrenamente și modul în care probabil au fost coordonați acești copii. Și un al treilea exemplu, la un turneu, dar n-a fost de fotbal, nu mai rețin exact, dar era un turneu, era în sala de sport cu participarea mai multor echipe, cred că erau două echipe de la Simerea și mai multe echipe din județul Hunedoara, la care au fost, s-a văzut comportamentul antrenorilor, a copiilor din teren și a părinților. Eu am fost foarte mândru. Asta a fost un premiu așa pentru mine, care nu a ieșit în evidență. Copiii de la clubul nostru aveau un anumit comportament. Ei nu se certau, nu se jurau, nu se împingeau. Antrenorii nu spierau la ei, nu îi jurau. Părinții îi aplaudau când făceau, când aveau rezultat și în rest nu vociferau dacă se întâmpla ceva care nu era în favoarea meciului. Deci se vedea diferență de la o poștă. Trebuia să nu să stai în tribună și vedeai care sunt părinții de la Simerea, copiii și antrenorii de la Ieșeau Simerea. Ieșeau în evidență imediat. Ieșeau în evidență. Sens bun. Asta este o chestiune care, dacă se duce și se perpetuează an la rând, an la rând, vor fi rezultate și în felul ăsta copiii au șansă de a merge în viață cu adevărat pregătiți. De aici sunt lucruri poate un pic mai finuțe. De adulți responsabili care să-și crească la rândul lor copiii într-un mediu cât mai potrivit pentru ei. Acum poate că părinții nu se gândesc și la nepoți, dar se gândesc în primul la copiii lor. Să pornească bine în viață și după aceea o să aibă ei grijă ca nepoții să-și ducă mai departe. Dar aici trebuie să înțeleagă toată lumea că o preocupare, poate că nu le putem oferi trotuare peste tot în oraș. Poate că nu le putem oferi străzile țiplă, nu știu, spectacole și așa mai departe. Dar le putem oferi educație copiilor și vor fi în stare, mână de la mână, lucrurile să se asambleze în așa fel încât în oraș să meargă lucrurile corect. Asta este, zic eu, o idee de bază, o idee la care nu trebuie să abdicăm și să ne lăsăm de duși în eroare de profesori care le spun copiilor lucruri urâte. Îmi pare rău că nu pot să spun, să dau niște exemple de profesori de la școală de la Simerea, care mai nou apar ca fiind lideri, care, cum să zic... Nu au ei un comportament adecvat, cel mai probabil, nu? Sau? Da, nu numai de comportament, și de ceea ce le spun copiilor. Că poate că dacă se comportă într-un anumit fel, se vede sau nu se vede. Dacă când te duci la clasă și le spui anumite lucruri, aștept să treacă sărbătorile de Paști și o să dau și exemplele de care făcea referire. Acum gândim numai...
suntem mai liniștiți măcar păi nu, în dar, această perioadă premergătoare. Da, da, da. Cred că este un subiect care mă... Mă frământă destul de tare. După cum observați, chiar pot să vorbesc o emisiune întreagă și poate și mai mult de acest subiect, că este un subiect care mi-e drag, un subiect care, să spunem așa, vreau să demonstrez cuiva că nu este așa. Pot să și spun, socrul meu la un moment dat îmi zice, bă, o să ai grijă de școală atâta timp cât ai copiii tăi la școală. Și am zis, nu este adevărat și mi-aduc aminte tot timpul de lucrul ăsta și încerc să nu ignor partea de școală dacă au trecut copiii mei de faza de a fi... etapă. Da, de această etapă. Mai avem vreo 10 minute din această emisiune și având în vedere că sunteți și candidați pentru a ocupa anumite funcții în administrația locală a orașului Simeri, aveți, mă gândesc, și o strategie din acest punct de vedere pentru a-i sprijini și mai mult pe acești copii, pe părinților până la urmă, pentru că trebuie să fie așa o echipă foarte bine închegată și cine se mai poate implica mai mult în aceste proiecte pe care le aduceți în atenția simerienilor în primul rând. Nu știu, poate să fie părinții cu siguranță acolo unde se dorește, ONG-urile, biserica, nu știu, cum gândiți astfel de proiecte, da, așa în câteva cuvinte? Da, sunt câteva obiective strategice care, să spunem așa, înspre care trebuie să ne îndreptăm, dar în primul rând trebuie să acționăm așa în mod direct pe lucrurile care sunt de strictă urgență. Cred că domnul profesor poate să-mi spună mai mult. Din 2018 se lucrează la școli. Nu s-au finalizat lucrările la școli, trebuie să le terminăm repede. Spațiile de învățământ trebuie să nu creeze disconfort. Măcar să nu creeze disconfort dacă nu reușesc să ofere plăcere de a merge la școală. Dar ca să te împiedici de buruieni și de sălile de sport, să nu poți intra în ele sau... aici trebuie să intervenim foarte, foarte repede ca ele să finalizeze, copiii să meargă liniștiți la școală, să aibă părinții unde să-și parcheze mașinile, să își lase copiii în siguranță, să circule microbuzele de transport, în așa fel încât asta să fie o chestiune care să ofere minimul necesar pentru desfășurarea actului educațional în prisma activităților școlare. Aici trebuie să intervenim foarte repede, trebuie să intervenim, să revenim, pentru că sunt generații care pierd, să revenim cât se poate de repede de a recompensa copiii care au rezultate la nivel de olimpiade, deci la concursurile astea, la nivel de județ sau național, trebuie să revenim foarte repede să-i recompensăm. Chiar am discutat cu domnul profesor că va trebui să facem o rectificare, că nu s-a propus în buget, dar va trebui să facem o rectificare în așa fel în copiii care au deja rezultate la olimpiade. Să fie recompensați din din nou recompensați, dar recompensați așa cum adevărat și până la urmă să nu uite toată viața că dacă ei au avut un rezultat bun la școală la Simerea, administrația locală i-a recompensat. Am deja copii care sunt la vârsta 20, 21, 22 de ani, 20, cred că până pe la 24 de ani, care își aduc aminte cu plăcere că au ieșit prima dată în străinătate prin o excursie organizată de la școală, că au fost singura dată la Disneyland, că au fost singura dată la Roma, prin care compensă la rezultatele. Ați fost primar, v-ați gândit că astfel este mult mai benefic pentru ei să fie recompensați decât un plic cu bani pe care, oricum, bani care se duc fie în folosul lor, fie al familiei și așa mai departe și nu se aleg probabil cu mai nimic. Astfel, le-a rămas în memorie foarte bine tipărit acele excursii pe care le-ați oferit cadou, de drept răsplată, practic, pentru performanțele lor la învățătură. Ei au câștigat aceste recompense. Nu, aici au fost, până la urmă, meritul lor și a dascălilor care au făcut în mod voluntar, nu prin ore plătite, ci ore făcute suplimentar de dascăl ca ei să performeze la nivel județean. Deci sunt proiecte, aveți în plan... Da, și pot să, a venit vorba, pot să vă informez că avem un elev de clasa 12 care
a luat mențiune la nivel național în acest an, acum câteva zile, la Pitești. Un elev de la a participat la concursul interdisciplinar de mecanică, specializarea tehnician proiectant CAD. Deci avem mențiune la nivel național, unde a concurat cu toți elevii de mecanică din țară. Da, practic cei mai buni din toată țara s-au întâlnit la acest concurs, această competiție. Sigur. Felicităm și noi și pe cei care încearcă și poate nu obțin locurile pe care și le doresc, dar oricum e mare lucru să ajungi până acolo, până la acel punct. Și cei care nu au participat niciodată la vreo olimpiadă sau concurs nu prea știu ce înseamnă, dar ceilalți sunt convinsă că înțeleg perfect ce înseamnă să ajungi să obții chiar și o mențiune la un astfel de concurs. Sunt copiii noștri până la urmă și ai societății în general vorbim și trebuie cumva să ne mai aplecăm atenția fiecare dintre noi așa cum putem asupra lor și să-i sprijinim așa cum putem. Faptul că sunt materii la care copiii noștri din Simerea performează la nivel județean și național, asta este dovada clară că sunt dascăli buni în oraș. Și asta este dovada că au cu cine să facă, să fie pregătiți la română, la matematică, la istorie, la religie, la geografie, în domeniul tehnic. Iată, un liceu micuț de la Simerea dă un om care este în primii, la mențiune, dacă a luat sau premiul. Al patrulea ar fi. Al patrulea țară, din zeci de licee, mii de copii care au participat la acest concurs interdisciplinar. Deci înseamnă că și nu, bine, probabil că s-a pregătit și el suplimentar, meritul lui, dar și meritul dascărilor care l-au sprijinit. Deci este clar că nu trebuie să Se poate. Nu trebuie să îți duci copilul să mai faci un efort suplimentar, să-l duci să facă naveta la Deval sau la Hunedoara. Poate să facă foarte bine școala, clasele 1-8, le poate face cu siguranță oricine la Simerea și pe urmă clasele 9-12 aici se face un pic de triere pentru că sunt anumite direcții. Unii vor să meargă pe zona de matematică, fizică, nu știu ce, vocaționale, dar în schimb în zona tehnică are cine să-i pregătească la Simerea. Sau și pe filologie am înțeles că au fost, de fapt, de mai mult timp sunt rezultate. Deci, acolo unde oferă orașul clase pe o anumită direcție, pot să facă școală foarte bună și la Simerea. Asta este ideea că vezi, Doamne, dacă nu ești la DEFA, nu faci școală. Nu este adevărat. Pe anumite linii, până în clasa 8-a cu siguranță și pe cele două direcții și la nivel de liceu să face școală și sunt dascăl pregătiți. Mai încă este bine că mai sunt dascăl care sunt de 20-30 de ani, cum este și domnul Steș, care țin ștacheta, țin o anumită linie de pregătire. Este bine să încurajăm să-și facă, că până la urmă și să dai bani suplimentari să faci naveta, înseamnă să pierzi timp, înseamnă foarte mult. Mai bine în perioada aia te odihnești sau de banii aia îți cumperi ceva decât să dai pe o navetă, dacă nu este strict necesar. Mă rog, dacă cine vrea să meargă liceu performant, atunci este altă poveste. Deci nu se fac constrângeri, doar că noi asigurăm suportul la ceea ce se poate sau ce își permite orașul să ne facă. Da, un subiect destul de sensibil până la urmă, educația, copiii, dascălii. O să mai discutăm cu siguranță și în perioada următoare despre acest subiect. Suntem la final de emisiune, a trecut foarte repede și exact cum spuneați puțin mai devreme, parcă vă simt altfel atunci când vorbiți despre copii, despre educație. Aveți așa un discurs care pare că nu se mai încheie. Ceea ce e un lucru bun până la urmă. Mi se pot reproșa multe, dar faptul că nu mă preocupă educația copiilor, asta nu accept. Totul până acolo, nu? Nici în glumă să spună cineva. Așadar, în încheierea acestei emisiuni, o să-i rog pe invitații mei, cum este și firesc acum în Vinerea Mare, să le transmiteți un gând bun tuturor celor care ne urmăresc, nu doar simerienilor, ci și hunedorenilor și dincolo de granițele țării. O să încep cu dumneavoastră, domnule Steici, și mai apoi domnul Rășteiu. Da, deci dorim tuturor locuitorilor din Simerea și nu numai, chiar din
tot județul, toată țara, să parafrazăm pe cineva care nu-i chiar așa de drag. Și vreau să le doresc sărbători liniștite și cu pace în sânul familiei, pentru că până la urmă sărbătorile pascale, acesta este sensul lor, să uităm de toate supărările, de toate necazurile pe care le-am avut de-a lungul anului, că se întâmplă, fac parte din viață, și în aceste zile de mare sărbătoare să fim mai buni. Așa, eu doar vreau să vă copiez, să avem aici pe domnul profesor să nu ne dea o notă mică. Da, faptul că recunosc, vă cred că sunt iertat, nu? Și așa că preiau ce a spus doamna Petronela. Un gând bun tuturor vă doresc și așa cum obișnuiesc să le transmit în diferite ocazii, le doresc tuturor ceea ce își doresc. Sărbători fericite! Mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi. Să și ne noi vedem mulțumim. Și noi bine, sărbători liniștite să aveți și dumneavoastră. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, să fiți liniștiți, să, atât cât se poate, bineînțeles, dar măcar pentru câteva zile să încercați să uitați de grijile pe care, până la urmă, fiecare dintre noi le avem zi de zi, să primiți lumina învierii așa cum vă doriți fiecare dintre dumneavoastră și toate gândurile noastre bune se îndreaptă către dumneavoastră în aceste zile, să aveți sărbători cu bine. Vă mulțumim, ne revedem săptămâna viitoare când începem din nou în forță. Numai bine!